Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul Miron Family. Eu sunt Pete și astăzi o să vă arăt o rețetă la o prăjitură delicioasă, rapidă și fără coacere. Rămâneți alături de noi să vedeți ingredientele și modul de preparare. Ingredientele sunt acestea. Avem nevoie de 1 litru de lapte, 3 linguri de amidon de porumb, 150 de grame de zahăr, avem nevoie de unt, 2 linguri de făină, biscuiți cu cacao, o ciocolată albă, o ciocolată amăruie și o ciocolată cu lapte și un pliculeț de zahăr vanilat. De obicei se poate folosi 2 ciocolăți amărui, doar că noi nu iubim foarte mult și atunci pun una cu lapte și una amăruie. Acum să trecem la treabă. Așa a ieșit prăjitura, foarte, foarte bună. Foarte cremoasă și mega bună.